Silvia, o tânără de 34 de ani din Târgu Jiu, participantă la o emisiune de modă, a pus-o la punct pe Iulia Albu, după ce a criticat-o pentru felul în care s-a prezentat în fața juriului din care vedeta face parte. Silvia a răbufnit în fața tuturor și a dat replici acide fostei soții a lui Mihai Albu. Mai mult, conflictul s-a extins și cu o competitoare a târgujiencei. Coafură răvășită, bluză, cămașă, fustă, două poșete, dresuri portocalii și bocanci cu șosete viu colorate. Așa s-a prezentat Silvia în fața juraților de la emisiunea de modă. Ținuta nu a fost întocmai pe placul acestora, însă conflictul a generat la venirea unei alte concurente pe podium. Gorjanca a pornit un schimb de replici cu rivala sa. Eu n-am spus că o să, cum ai spus mai devreme, nu mă interesează. În fine, ideea este următoarea. Draga mea Roxana, îmi place competiția. Aș vrea să fii competitivă cu mine. Aș vrea să văd ce ai tu, să văd cu cine mă joc. Dar crede-mă, ești varză. Ai folosit aceeași chestie pe care am folosit-o eu ieri despre tine. Nu mă mai copia, Silvia. În conflict a intervenit și Iulia Albu. Aceasta a avut un schimb de replici acid cu Silvia. Și Silvia nu ar trebui să vină peste 6 ediții așa. Știi de ce? Pentru că este stilul ei și se simte bine așa. Iulia, dacă eu aș veni așa și o să vin, dar idee... nu este stilul tău. Ba da, este stilul meu pentru că am 10.000 de stiluri. Doamne Mi-ai Dumnezeule. Fi spus că sunt o copie a vetmont, aș fi ceva care nu este Silvia, ar fi ceva extraordinar. Păi da, pentru cum că pe tine toată arată ca și când n-ar fi ale tale. Asta pentru este adevărul. Că se va vedea că ai ceva cu mine la fața asta. Aoleu, Doamne Dumnezeule, iarăși începem. Dacă, iarăși la păsări, tu ai fi coțofana. Și ce dacă? Silvia are 34 de ani și este din Târgu Jiu. La emisiunea la care participă aceasta va trebui să convingă jurații că este cea mai stilată femeie din România. Dacă va reuși acest lucru, Silvia s-ar putea întoarce acasă cu un premiu de 100.000 de lei, plus un contract pentru o colaborare în televiziune.